ce șanse sunt ca unul dintre copiii tăi să-ți calce pe urme cu muzica? Mare, acum că mă gândesc la Fimiu, la Matei, are o ureche muzicală. Și îl văd cum ascultă o piesă, cum începe și dansează părit. Fimea, Anastasia, face balet, îi place foarte mult să facă balet, dar nu cu vocea, nu cred. Și cea mare nu mai. Acum am zis că vrea și ea să o duc la o profesoară de canto, să vedem exact ce talente ascunse are, dar cred că băiatul, posibil. Da, eu nu. Ce vor ei să facă, aia vor face. Ție cine ți-a descoperit acest talent? Mă gândesc că în copilărie te-a remarcat cineva. Da, când eram mic, mic de tot, aveam un vecin, tatăl Claudiei, da, Dumnezeu să-l ierte, și cânta la acordeon și făceau petreceri cu ai mei. Și eu tot ziceam, vreau și eu, eram mic, cred că aveam vreo 4 ani și eu. Și el m-a învățat prima oară să cânt la acordeon, după care am fost la școala populară de arte, am luat loc întâi pe țară, la 7 ani, după care am făcut școala de arte, dar la corn, am suflat la corn de mei și poi, canto clasic, pian tehnic, și după care am plecat de la arte și m-am dus la CFR și am zis să fac elei. A fost așa o perioadă, dar de mic am cochetat cu muzica, am cântat la clapă, la cum era clapă pe vremuri, nu pian, și la acordeon, pe care am făcut instrumente de suflat. La ce vârstă ai devenit independent financiar? Nu mai aveai nevoie de banii părinților, bani de buzunar? 17 ani, cred că am început cu eleiul. 17, cam acolo 17 ani. Dar până să începe eleiul, ai avut așa joburi pe timpul vacanțelor de vară sau? Nu, n-am muncit. Au muncit ai mei săraci și pentru mine și pentru fratele meu, Dumnezeu să-l ierte. Tata mecanic, mama lucra la alimentare, n-am fost chiar milionari. Am fost trăit într-un apartament, 3 camere, decomandat, dar nu prea am dus lipsă de mâncare sau de ceva. Cu îmbrăcăminte aveam noi o problemă, aveam o pereche de bluși la 6 luni, cum era pe vremuri. Tu purtai hainele fratelui sau invers? Eu, hainele fratelui. Convenea sau erau mereu așa discuții pe tema asta? N-am avut o problemă niciodată, adică chiar n-am avut o problemă. Și eu nu prea am pus valoare pe haine niciodată, nici când eram mic, nici acum. Eu mă îmbrac să nu plec de acasă în pijamale sau în training, să nu zică lumea, uite-l și pe ăsta. Dar în general nu.